Astăzi vă arăt unde lucrez. Salut fraților care treabă, bine ați venit la un nou video aici pe canalul meu de YouTube. Fix acum am plecat și îi dăm foială. O zi minunată, cum s-ar putea spune, se poate vedea, nimic de spus. O să vă arăt în drumul meu ce chestii mai puteți să vedeți, așa, știi? În caz că vă gândiți și vreți să veniți în Irlanda în concediu, aveți chestii de vizitat, chestii de făcut, dar nu garantez pentru vreme, da? Deci, joi, încep programul mai târziu, posibil să nu fie așa de mult trafic. Ține la curent aici pe toată lumea, nu? Lăsați în comentarii, lăsați în comentarii ce alt content doriți să vedeți din partea mea. Idei de content, orice, lăsați în comentarii, chiar m-ar ajuta. Și dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați la canalul meu, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Bun, am plecat, bombă, și ulterior o să vă arăt și traseul meu, că merg și pe jos de unde parchez. Merg pe jos vreo 12 minute. Începe traficul infernal. Și cu cafeaua pregătit de salon. Așa sunt mereu, mă pregătesc înainte de salon, beau cafeluța frumos, apoi mă duc și mi-aștept programările în liniște și binevoi. Cu multă energie. Așa vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Acolo e autostrada, autoleac. Partea aia. Drumul ăsta merg undeva la 50 minute și am ajuns în centru. Adică foarte ușor. Și acolo, pe banda aia, e banda... Deci prima bandă, a doua, a treia. A treia e banda autobuzului. Dacă e să vii în Irlanda, mergi cu autobuzul până în centru. Noi stăm în trafic, autobuzul se duce lejer. Adică nu merge nimeni pe banda autobuzului. Bine, mai merg eu așa din când în când, când mai fac în centru. Dar nu spuneți la nimeni, da? Când mă duc în centru, vă povestesc acum. Lumea stă foarte mult în coadă, frate, și ăștia irlandezii, care e faza? Că ei până pleacă de la semafor, semaforul ține puțin, înțelegi? Tu dacă nu ești, noi cum suntem ca români învățați, plecăm imediat zac-zac la semafor, așteptăm ca și cum suntem într-o cursă de aia, bam-bam. Ei până, cu frâna de mână trasă, așa învață ei aici, așa. Gen, dacă stau la semafor, trebuie să trag de fiecare dată frâna de mână, până lasă frâna de mână jos, până apasă ambreiajul, până bagă în viteză, s-a făcut din nou roșu. Băi, deci mă jur, este semafor, două mașini trec, frate. Deci două mașini, nu mai mult două mașini. Și îți dai seama că rândul, coada la mașini, e de vreo 10-20 de metri, mai bine, înțelegi? Ei, și acolo mai fac eu așa o leacă, mă uit așa să văd dacă stă garda. Mi-a luat odată amendă, ce să zic, că nu mi-am luat, 50 de euro. Dacă mergi pe lana bus, așa, cu linia asta de autobuz, ți ia amendă, 50 de euro. Dar nu-ți dă puncte pe carnet sau nebunii din asta. Acum urmează să vă arăt ceva interesant. Bun, prima clădire pe stânga, gara. Băi, cam așa arată gara aici, foarte interesant, de aici pleacă trenurile, gen au și ăștia trenuri ca lumea, știi? Adică șmecheri, zici că de pe altă planetă. De aici, frate, uite, gara asta micuță așa, zang. Uite, vă arăt aici cam pe unde se intră, asta e fața de aici. Fabrica de bere de la Guinness. Bun, aici e cum ar veni Bahluiul la noi. Râul Liffey, așa se cheamă.
Iar de pe partea asta o să vă arăt mai bine fabrica, auto-aia. Auto-aia, bă, uiți. Bă, uite, leacă aici. Ce zici? Bombă, nu? Uite tirurile cum descarcă acolo. În rest, așa, frate, ca lumea, știi? Când te duci acolo să vizitezi, îți dă să guși Guinness de la mama lor. Șmecher, frate, ce să zic. Ăla de trafic. Uite, dacă veniți cu autobuzul, imediat ajungeți în centru. Imediat ajungeți, să știți. Noi stăm pe banda noastră aici, în trafic, autobuzele se duc liniștit. Adică, dacă am fi plecat din partea aia de unde stau eu, să fi venit în același timp, tu să veni cu autobuz, eu cu mașina, clar, tu ajungi înaintea mea. Deci, traseul ăsta pe care îl fac eu acum până la muncă, până unde trebuie să parchez, 19-20 de minute, sâmbăta lejer, sâmbăta de obicei nu prea e trafic. Majoritatea irlandezilor lucrează de luni până vineri, sâmbăta și duminică au liber, înțelegi? Hai frate, uite alea cum merg ăștia. Iar la semaforul ăsta, uite alea. O trec cu camionul ăsta, o mașină și gata, s-a făcut roșu. S-a făcut roșu, mai trecut unul pe galben. La mine s-a făcut imediat. Îi dau stânga. Zang. Am parcat. Aici am parcat eu. Zang. Pe aici ies. Hai să trecem la treabă. Aici, dacă l-a zis aia minte, mai în față am făcut o stânga. Unde v-am povestit că am luat amendă. Iar acolo e parcarea mea. Aici urmează să traversăm. Și vă arăt imediat. Pe aici, dacă veniți cu autobuzul, vă las aici, imediat ajungeți la Temple Bar și pe oriunde vreți. Bun, asta e cum ar veni bahuiul la noi. Am așa priveliște. Și în partea asta la fel. Mai avem în partea dreaptă Alpa, care au mereu live music. Aici un restaurant italianesc. În față, la fel, pub-uri. Mergem la faimosul Temple Bar, să vi-l arăt. Foarte interesant, trebuie să, dacă ajungeți în Irlanda, trebuie să ajungeți să intrați, să-l vedeți. Uitați, asta e. Asta. Trebuie să intrați să vedeți, dacă aveți timp, se merită, chiar se merită. Foarte frumos. Dacă vreți să intrați, trebuie. O să fac un video special cum am intrat înăuntru și să vă arăt fiecare detaliu. Stați aproape. Traversăm strada, iar ulterior o să ajungem pe Grafton Street, acolo unde lucrez eu. Până acolo o să vă arăt câteva clădiri minunate. Fie asta. La partier este iar un restaurant superb, unde puteți mânca. În partea cealaltă la fel. Aici iar alte clădiri destul de mari. Chiar nu știu exact despre ce este clădirea aceasta. Bun, așa cum am promis, aici iar este un parc cu butoaie, acolo pe colț o cafenea, iar îi dăm înainte.
loc. Bine, și am ajuns acum și pe faimoasă stradă Grafton Street, care începe 10 metri mai la val. Bun. Aici pe colț este Brand Thomas, Dior. Nu vezi niciodată Dior. Aici este intrarea la Brand Thomas. Așa cum am zis, facem stânga aici. Iar acolo unde este Grafton Barber, acolo e Trezor. Bun, acesta a fost video de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Stați aproape!